Hell yeah, brother! Mulți dintre cei care ați copilărit în anii 90 probabil că vă aduceți aminte de consolele de jocuri Terminator sau de jocurile pe care le jucam pe vremea aceea. Pentru mine și poate și pentru unii dintre voi, Terminator a fost o poartă către lumea minunată a jocurilor video. Îmi aduc aminte cum stăteam cu frații mei în fața televizorului, jucând Mario și altele. Iar unul dintre acele jocuri a fost și un titlu Contra. Nu mai aduc aminte care Contra, până acum au apărut vreo 14 Contra, by the way, excluzând această lansare. Dar amintirile mi-au venit înapoi rapid când am văzut acest remake. Cu Contra Operation Galuga, Konami apelează la un dezvoltator de jocuri în stil retro, Way Forward, cunoscut mai ales pentru munca sa în seria Shantae, pentru a readuce la origini seria de odinioară. Nu este un remake 1-1, însă Contra Operation Galuga surprinde în mod eficient spiritul seriei originale, modernizându-l în același timp pentru a face din el o aventură fun, destul de dificilă, deși una scurtă. Conceptele de bază ale seriei Contra se regăsesc în această reimaginare modernă și avem acțiune de tip platformer fluidă, multe arme, side-scrolling, medii 2D și hoarde de inamici care vin înspre tine continuu. Campania nu este lungă, ci este formată doar din 8 misiuni, însă rămâne fidelă originalului cu un nivel de dificultate destul de ridicat. Uitasem și am fost surprins că nu am reușit să termin prima misiune din prima, ci a trebuit să repet de mai multe ori. Alteori am avut nevoie de mai multe încercări pentru a înțelege ce trebuie să fac pentru a depăși o anumită situație dificilă. Din fericire, poți ajusta dificultatea cumva. Nu printr-o setare de dificultate, dar atât în story mode cât și în arcade mode poți alege o setare de dificultate și poți decide dacă preferi ca personajul să opereze în stilul one hit kill al jocului original sau dacă dorești ca fiecare viață să aibă un health bar. Aceste modernizări îmbunătățesc dramatic experiența, dar asta nu face ca misiunile să fie ușoare. Modul arcade oferă o experiență similară cu cea a modului de joc story mode, dar fără scenele cinematice și fără restricțiile narrative. De asemenea, poți juca arcade mode în modul cooperativ în 4 jucători, în loc de 2 jucători, cum este în modul story, sau poți să joci singur. Pentru început mi s-a părut destul de dificil să țintesc în mișcare inamicii care apar sus, jos, chiar și în spatele meu. Cu maneta cu care mișc personajul trebuie să și țintesc. Asta va fi o chestie la care trebuie să te adaptezi. Pentru a face lucrurile mai fun și mai ușoare, ai la dispoziție mai multe power-ups, tot felul de arme care îți schimbă total modul de joc. Sunt unele arme care trag în mai multe direcții, alte arme trag cu rachete care țintesc automat către inamici, alte arme trag foarte repede și așa mai departe. Poți să ai două astfel de power-up-uri odată și le poți schimba oricând dorești. De asemenea, dacă ai pierdut o viață, pierzi și arma specială. Fiecare încercare reușită sau nereușită a unei misiuni este răsplătită cu un număr de credite pe care îl poți folosi pentru a-ți face viața mai ușoară. De exemplu, mai multă viață pentru personaj, abilități mai performante ale acestora, începerea unei misiuni cu o anumită armă și așa mai departe. Din nefericire, perks-urile sunt scumpe, iar eu am obosit să adun credite cu mult înainte de a ajunge la suma de care aveam nevoie pentru un anumit perk pe care mi-l doream. De asemenea, există un mod challenge cu provocări precum parcurgerea unei misiuni cât mai repede, evitarea unor obstacole și așa mai departe. Per total, este un joc care mizează foarte mult pe nostalgie, însă Contra Operation Galuga poate fi o experiență fun și pentru cei care nu au auzit de această serie, dar vor o experiență mai dificilă și un gameplay retro. Eu am jucat Contra pe PlayStation 5, dar acesta este disponibil pe toate platformele și se pretează foarte bine handheld gamingului, deci eu l-aș vedea pe Operation Galuga pe Steam Deck, pe Switch sau pe PlayStation Portal. Și eu am jucat cei drept jumătate din timp pe PlayStation Portal, dar și direct cu controllerul pe un ecran mare 4K. Mulțumesc că ai urmărit acest review și dacă vrei să vezi și alte clipuri asemănătoare, atunci te invit să te abonezi pe canal. Pe data viitoare!